Ana, salut! Bună seara, Mariana, mă numesc Maria, cred că nu mai e cunoscut. Sunt persoană străină pentru tine, dar am un mesaj frumos pentru tine, un mesaj de felicitare, o poezie am scris cu dedicație specială, o poezie despre tine, pentru tine, cu drag și vreau să ți-o dedic. Întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment și ți-o dedic cu drag din partea la cineva care te iubește mult, dar mult. Pentru tine, noră dragă, sunt aceste cuvinte. Mama, te felicită și te iubesc din suflet. La tăi 30 de ani adunați în floarea vieții, îți spun un sincer la mulți ani să se mențină tinerețea, mulți ani înainte și mereu ca o floare, să te deschizi și să ai sufletul mare. Ești o fată educată. Mama este învățătoare, rămasă fără tată, o tragedie mare. Învățai la universitate când ai făcut cunoștință cu al meu băiat. Și într-o zi ați decis voi să mergeți la un concert. Eu plecată peste hotare și iată că al meu băiet mă anunță că vrea să se însoare. Și a găsit o fată și îi place mult. Eu îi răspund să-ți placă pentru totdeauna și până la urmă v-ați căsătorit. Ați ascultat ale voastre inimi. Sunteți foarte înțelepți. 8 ani de căsnicie. Ești o noră foarte bună, isteață și cu minte. Sunt tare de tine mândră, ascultătoare, săritoare în ajutor. Niciodată nu mi-ai spus cuvântul nu. Și aveți și un băiețel de 7 anișori care merge la școală acum. Emil, poartă numele tăticului tău. Să-i fie vie amintirea. Așa îi promisesei lui că dacă vei avea un băiat, îți va purta numele. El a vrut mult, mult un băiat. Și iată că i-ai născut un nepoțel. Ce sângele i-a continuat. De sus din ceruri este foarte mândru el. Nora mea dragă, foarte bine ne împăcăm. Avem o relație bună. Cele mai frumoase cuvinte ți le adresez. Mai rar așa norori ca tine. Scumpa mea, Mariana, scuză-mă, eu așa... Ai lăcrimat, scuză-mă. Deci o felicitare foarte așa repede, cum să-ți spun, nora, soacra ta, mama ta, soacră, foarte, foarte, știi, a povestit în cele mai, cum, mici, mici detalii, dar și parcă puțin nu prea avea ce să-mi spună despre voi, dar oricum am înțeles că aveți o relație foarte frumoasă. Și mi-a fost suficient ce mi-a povestit ca să-ți aranjez în rime această poveste a vieții. Îmi pare foarte rău că ai pierdut tăticul, deci las că el din sus, din ceruri, te protejează și e bucuros că i-ai adus un nepoțel și îi poartă încă numele. Fii mândră de asta, bucură-te, niciodată nu te întrista din cauza la acest lucru și bucură-te pentru ceea ce ai în prezent și că ai așa familie frumoasă. Și vă doresc în continuare copilași, să aveți, să vă dea Dumnezeu mulți și sănătoși. Bine, Mariana. Mult, mi-ai dat până la lacrimi. Ia ca așa, simplu și frumos pentru tine, niște Mi-ai cuvinte. scris viața așa, de o minută, două, toată. Apoi că soacra mi-a povestit, poate nu știi tare, tare multe despre tine, dar oricum multe mi-a povestit și iată din asta ce mi-a spus. Am înțeles că ești o persoană foarte înțeleaptă, puternică, ești dintr-o familie de intelectuali, deșteaptă, ești o mândrie și tu și părinții se mândresc cu tine și asta e foarte important. Felicitarea vine din partea mamei tale, soacra Ecaterina, cu drag, te iubește mult, dacă vrei ceva să-i transmiți, că după asta îți cânt o piesă, o melodie vreau să-ți cânt. Îi mulțumesc foarte mult și o iubesc eu foarte mult și o aștept să vină cât mai repede acasă. Că promite de vreo 7-8 ani și nu mai vine. De 7, așa, așa de mult s-a dus, Doamne, ia că așa, E știți? deosebit, e mai mult ani are, dar e în ea, adică nu promite, vin și nu vine. Știți, eu tot așa îmi fac multe felicitări pentru multe mămici plecate, mulți omageați. Și știți ce spun mămicile acestea? Că ia că trebuie de făcut una. Se termină una, trebuie de făcut alta, că e ca trebuie de agitat copiii și gata. Dar asta le-a intrat ca un sânge, gata. Ele nu-și închipui ce o să facă dacă nu o să poată facă un ban ca să ajute copiii să facă acolo, să termine la casă, să facă o reparație și așa mai departe. Așa trebuie. Și să facem. Asta e viața. La noi, în Moldova, știi și singur care sunt posibilitățile. Un cadou muzical. Mă bucur foarte mult că mi-ai răspuns. Un cadou muzical pentru tine. Astăzi este ziua mea. Cu dedicație specială. Îți doresc familiei tale multă înțelegere, înțelepciune,
pace, armonie și numai bine. Să fii fericită, Mariana. La mulți ani, ești foarte bravă. Hai să-ți cânt. Azi e ziua mea, iubite, azi pe lume m-am născut. Cine și-a adus aminte, mulțumesc atât de mult. Cu prietenii de-o viață, să petrec până dimineața. Și câți ani o-i mai avea, să-i petrec cu ei aș vrea. Astăzi este ziua mea, voi cânta și voi dansa. Anul care va veni, tot frumos îl voi trăi. Astăzi este ziua mea, mâine mă despar de ea. Uite, un an a mai trecut, ce frumos l-am petrecut. Tu ești de fapt pe 22 născută, atunci eu n-am putut, scuză-mă, n-am putut și am lăsat pe azi, că am înțeles că ai azi oaspeți, așa? Așa. Mi-aș dori doar sănătate, să rămân așa cum sunt, că în rest le am pe toate, ce-aș putea dori mai mult. Azi e ziua mea, iubite, azi pe lume m-am născut. Pe 22, cine și-a adus aminte, mulțumesc atât de mult. Astăzi este ziua mea, voi cânta și voi dansa. Anul care va veni, tot frumos îl voi trăi. Astăzi este ziua mea, mâine mă despar de ea. Uite, un an a mai trecut, ce frumos l-am petrecut. Draga mea, Mariana, să știi că este o vârstă frumoasă, 30 de ani, tu-ți dai seama. Asta ești în floarea vieții. Poți răsculi munții, îți dai seama. Asta e vârsta când toți puterile sunt în mâinile tale. Tăc, și când ești stabilă, știi? Ești cu picioarele pe pământ, stabilă, știi ce dorești la viață. Trebuia să te felicit pe 22, dar eu n-am putut, am avut o zi foarte încărcată și nu mai aveam putere. Atunci a fost o zi grea și zic, doamna Ecaterina, când se poate de mai suna? Poate am vrut a doua zi să te sun. Dar doamna Ecaterina a spus că astăzi că o să aveți o leacă, o masă, o lecțică și va fi o dispoziție pentru voi, atmosferă. Bine, scumpă! O zi frumoasă! Mulțumesc! Cu drag, scumpă! Mulțumesc. Cu drag și îți doresc tot binele din lume! Foarte frumos când soacra, știi că multe nurori este invidieză! Foarte frumos când soacra se gândește să bucure în noră, cum cu cele mai mici, mari momente, dar e frumos. La revedere și îți doresc o seară frumoasă, o sărbătare frumoasă ție. Succes, mă. Mersi frumos și ție la fel. La fel. Mariana a fost omageat pe 22, omageat pe 22, dar atunci am avut o zi foarte, când am deschis mesajul doamnei Ecaterina, deja era târziu și zic, nu mai reușesc azi, că nu mai avem nici puteri, că foarte tare, am avut o zi încărcată atunci, dacă țineți minte, am avut mai multe la rând și mă bucur că a fost posibil să o felicit și azi, mai bine mai târziu decât deloc. Dar nu contează, un cuvânt, un mesaj de felicitare, niște cuvinte frumoase adresate unui om, le putem spune în orice zi, nu contează, e ziua de naștere sau nu e ziua de naștere. La mulți ani încă o dată și numai bine îți doresc, că, draga Mariana, bucură-te că ești iubită, atâta vreau să-ți spun. Seară bună!